În a doua parte a prezentărilor noastre. Trecem la mascul. Trecem la mascul, da, la partea masculină aici. Un exemplar de bază, da, la dumneavoastră. Și prezentăm primul porumbel cu rezultate la maraton pentru mine. Este porumbelul cu seria 82057 din 07, pe care eu l-am numit Bute. Acesta e celebrul Bute, da? Are locul 2 fond maraton palmares. Prima mea performanță la maraton. Tatălui este primit cadou atunci când mi s-au furat porumbeii de la Gianni Spânu. Este original Jostone pe linie Lupoco. Mama lui este aceeași femelă 469-452 din 05, renumita mea reproducătoare. Super! Un exemplar excelent, într-adevăr. A zburat și pe Polonia, și pe Ucraina, și pe Ardeal, că porumbelul e mai bătrânel. Super, da. Super! Am avut frate cu el, locul 19 la Donetsk, alt frate de-al lui, locul la Varșovia, locul 4 sau 5. Deci, neamul e foarte bun. Da. Deosebit. Din nou la mamă, 469-452, Tilenul original, cu Drixie van de Wegen, via Venus, pe linia de Udeverș. Drixie fiind adus de Cărmăzan în 93, mama lor, pe Colmodrom din Belgia, de la William Dirick, care nu mai trăiește, să-l odinească Dumnezeu, mare zburător cu femelele la Barcelona. Exact. Mare zburător. Mare zburător cu femelele la Barcelona. Pasăre excelente. Cum vă simțiți, maestre, când aveți astfel de exemplare în crescătorie? Îți dă o siguranță. O siguranță, nu? Că produșii lor, că nu toți. Da. Dar cu siguranță, din atâția porumbei, trebuie să apară alții să îi înlocuiască pe ei. Exact. Îți dă siguranță. Așa este. Asta spuneam eu acum un an, acum doi ani, ce înseamnă să ai postamentul sănătos în crescătorie. Nu o să-ți fie frică chiar dacă se întâmplă un concurs catastrofal vreodată. Da, așa este. Deci acesta este renumitul meu Bute. Columbofil din România. Primul porumbel care mi-a făcut mie performanță la maraton. Super.